prin noi. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin fiecare frate și prin fiecare soră care vine aici în față cu poezie. Trebuie să privim dincolo de Cel care stă în fața noastră, ca și cum Dumnezeu ar îndemna. Vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să facem fiecare care ne cunoaște în viețile noastre. Poate ceva s-a întâmplat pe parcurs. Sau poate încă nici nu suntem hotărâți pentru Domnul. Domnul spune, ca și atunci corintenilor, împăcați-vă cu Domnul prin Iisus Hristos. Să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ce har minunat este! Că ne-am născut în această țară, care este o țară creștină, într-o țară cât de cât civilizată. Ne gândim că este mai greu să-L primești pe Domnul și să înțelegi credința dacă făceam parte dintr-un trib. Cine știe din ce loc? Și să n-avem mintea atât de pregătită ca să primim mesajul și cuvântul Domnului. Ce har este acest lucru? Care poate de atâtea ori nu ne-am dat seama. Ce har este că religia este permisă? Și noi, mai ales în timpul acesta, frățile voastre ați trecut prin timpuri în care nu era permisă. Se studiază în școală totuși. Ce har este acest lucru? De ce să-L facem oare în satan? Tineri sau bătrâni care suntem? Ce har este această lucrare? Ce har este pentru frățiile voastre care v-ați născut în familii de frați? E un har impresionant. Poate să-L facem în satan acest har? Asta vrea să ne întrebe Domnul în ziua de astăzi. Ce har minunat ați primit? Împăcați-vă cu Dumnezeu fiecare. Știți, poate n-ați predat-o cu Domnului. Citeam zilele acestea din Exod și spune acolo despre arderea de tot. Și zice în capitolul 29, versetul 18, despre acel berbec. Și spunea, berbecul să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Și spunea fratele Ioan Marini, în cartea sa Gânduri Creștine, atât de minunat, că trebuie să ne predăm Domnului ca o ardere de tot, 100%, fiecare colțișor din viața și din inima noastră. Trebuie să predăm toate aceste lucruri, toate gândurile, care nimeni nu le știe. La Domnul nu merge să ne predăm numai o parte. Spunea fratele Ioan Marini, chiar dacă 99% te-ai predat, ce ai lăsat 1%, ăla e a satanei și a diavolului. Și nu se poate, la Domnul nu se merge cu jumătăți de măsură. 100%. La aceasta suntem chemați. Poate ne-am predat și noi, dar mai avem unele lucruri care le ascundem. Domnul ne cheamă ziua de astăzi să ne aducem pe altar viața noastră ca o jertfă, ca o ardere de tot. Tineri sau bătrâni, spunea tot fratele Ioan Marini, Domnul Iisus s-a dat pentru noi întru totul dintr-o dată, la o vârstă, în floarea vârstei. Tânăr s-a dat pentru noi Domnul Iisus. N-a așteptat să trăiască o viață. Și noi oare ca tineri și așteptăm. Dacă El în floarea vârstei a murit pentru noi. Și citeam apoi la ceea ce aș vrea să medităm astăzi, gândindu-ne la acest har care ni s-a dat. Nu este întâmplător, nu-i soarta, nu-i hazardul că suntem și ocupăm astăzi un loc aici. E numai providența Domnului și harul Lui. Haideți fiecare să ne deschidem inimile, să nu-L facem în zadar. Și în capitolul 30 din Exod se vorbește despre altarul tămâierii și despre tămâie. Și în versetul 7 și 8 se spune așa. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să n-aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Amin. Aș vrea să medităm cu toții astăzi. Noi, fiecare dintre noi, să ne asemănăm cu tămâia. Și gândindu-ne, îi spune că se ardă tămâie mirositoare. Până ajungea tămâia pe altar și în mâinile și în cădelnița preoților, până ajunge și astăzi, n-apare din semin, ci crește într-un arbore. Arborele de tămâie. Și așa ne gândim și noi, dacă ne luăm fiecare să fim o tămâie, creștem cu toți în arborele mare, în biserica Domnului nostru, în adunarea Domnului, în acest arbore mare, fiecare suntem o tămâie. Dar se cere ca să fim plăcuți Domnului și ca să fim arzi pentru Domnul, să fim o tămâie mirositoare. M-am gândit, de ce zice aici o tămâie mirositoare? Înseamnă că este o tămâie care nu miroase, probabil. Și suntem în adunarea Domnului, în acest arbore al tămâiei, care miroase frumos.
Și atât de ușor să fim în adunare cu frații și să avem sentimente plăcute și gânduri înălțate, sus, cum zice Sfântul Pavel. Gândiți numai la cele de sus. În adunare este ușor. Dar vine vremea când și tămâia, ca să fie adusă pe altar, este luată din arbore. Și nu mai e cu toate celelalte. Și vine vremea când iau o bucățică singură, trebuie să scoată un miros plăcut. Și vine vremea când noi plecăm din adunare. Și fiecare tămâie, fiecare frate, fiecare soră, trebuie în locul în care este pus să scoată un miros frumos, să fie mirositoare. Vedeți, în viața aceasta, nu că ar trebui să exagerăm cu aceste lucruri, dar cu toții ne mai dăm cu parfum. Un miros plăcut atrage. Spune cineva, aș vrea și eu așa să miros. Cum arătăm noi adunarea Domnului când plecăm de aici? Arătăm noi și arătăm un miros și frumos? Acest miros nu este altceva decât rodul care se cere să-l aducem. Creștem în arborele acestea al adunării, în arborele biserice, unde este plin de har. Și când suntem duși pe altarul acestei lumi, scoatem miros plăcut, scoatem miros măcar, se vede ceva în viața noastră. Vecinii, colegii de la școală, fiecare, ce poate să spună despre noi? De când nu ne-a spus cineva, măi, unde mergi tu, vreau și eu să vin acolo. Vreau să vin și eu acolo, sau să te facă pocăit, sau nu știu cum. Că dacă nu te faci, înseamnă că nu se vede nimica. Înseamnă că ești ca toți ceilalți. Var de tămâie, mirositoare, deci Domnul cere de la noi rod, neapărat. Altfel nu. Zice, ați văzut în versetul 9, să n-aduceți pe altar alt fel de tămâie. N-are nevoie de o tămâie care nu miroase. Spune fratele Popa Petru de la Batist, s-a mai spus la seara de rugăciune, un lucru foarte interesant. Face o legătură și spune că unii frați și unele surori, din păcate, sunt ca niște proteze în adunarea Domnului. Și ne gândim ce har este să avem mâna noastră, piciorul nostru, cât de bine ne putem folosi de ele. Dar când nu mai ai și îți pui o proteză, e numai de formă, e ca să înlocuiască ceva bun. Și spunea fratele Popa Petru, ce trist este ca în adunarea Domnului să fie astfel de proteze. Frați și surori care nu mai fac nimica, sunt proteze acolo. Și nu fac nimic pentru lucrare. Când e vorba de stăruință, rugăciune, de anumite lucruri, nu prea fac nimica, dar vin cu prezența și o proteză. Dar la un moment dat, protezele vor fi date la o parte. Ce trist este acest lucru. Să ne cercetăm, să nu facă Domnul, de fapt să facă, să ne vedem dacă cumva suntem, sau am fost până acum, o proteză în adunarea Domnului. Când să ardem? Când să aducem roade? Spune aici, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele și va arde și seara când va așeza candelele. Tot timpul, dimineața, seara, în decursul unei zile, mereu trebuie să ardem pentru Domnul, oriunde suntem. Și este posibil, fiindcă atâția oameni sfinți au putut acest lucru. Atâția oameni au putut. Știți cu toții, cred că, povestioara aceea din cărțile Părintului Iosif Trifa, când spune despre o femeie care l-a urmit și pe părintele și i-a demonstrat cum te poți ruga neîncetat. Și femeia aceea spunea că eu când mă spăl pe față, zic, Doamne, cum mă spăl eu pe față, așa spală-mi și Tu păcatele. Când dau cu mătura prin casă, zic, Doamne, mătură din viața mea, patimile și tot ce este rău, ispitele. La orice gândea, se gândea, putem scoate ceva dacă ținem gândul la Domnul. Dacă traversăm strada și poate unul se grăbește cu mașina și noi poate era să fim călcați, imediat gândul ne se duce la Domnul. În orice loc putem să ținem gândul la Domnul. Și așa trebuie să ne aducem fiecare trupurile noastre, cum spune, știți, Sfântul Pavel. Asta vrea Domnul. Asta vrea de la fiecare. Vrea o relație personală cu fiecare dintre noi. Vorbeam cu cineva în această săptămână și spuneam că acesta e cel mai trist, ceea ce îl întristează pe Domnul cel mai mult la oamenii de astăzi, la creștinii de astăzi, la creștinii ortodoxi de astăzi. Că El vrea o relație personală cu noi. S-a săturat numai să aducem daruri, să-i aprindem lumânări, să-i dăm acatiste. Dar deloc să n-avem, suntem așa îndepărtați. Adică eu fac ce trebuie să-mi ajute Domnul să-mi dea sănătate, să-mi găsesc un serviciu. Și atâta, dar Domnul vrea mai mult. Mă gândeam dacă nepoții ar merge la bunici numai așa că le mai dau bani. Zice, mulțumesc bunică, am luat bani și au plecat. Și după merge iar la o lună, când ia pensia și atâta. Ce ar fi asta? Nu toare sufletul. Când vezi că ești numai așa, ajută-mă, eu am făcut ceva pentru tine. În rest, nu-i relația. Și asta vrea Domnul de la fiecare dintre noi. O relație. Nu numai să aducem darurile, apoi darurile pot fi aduse. Dacă nu mă aducem așa și o relație distantă, nu-i ajută Domnului. Chiar urăște, spune.
arderile de tot, lumânările, toate astea, dacă sunt o viață necurată și numai le aducem așa și le aprindem, dar în rest 99% trăim pentru diavolul. Și spune, astfel va arde necurmat, vedeți, necurmat. Suntem chemați să fim tămâie mirositoare pe altarul Domnului, în locurile în care ne-a pus pe fiecare când părăsim arborile acestea al adunării. Și atât de frumos se potrivește pe acest loc ce spune Sfântul Pavel Colosenilor, în capitolul 1, începând cu versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, pentru Coloseni și cu siguranță și pentru noi. Ce se roagă Sfântul Pavel? Să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Aceasta se cere. De ce? Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Vedeți ce frumos se leagă cu versetele acelea care ne spuneau să fim o tămâie mirositoare. Să ne ajute Domnul să creștem în cunoștința Lui, în înțelepciune, în pricepere, pentru ca să ne purtăm într-un chip vrednic de această chemare, de acest har care îl primim cu toți în ziua de astăzi. În orice lucru să-i fim plăcuți Lui. O, și parcă trece acum prin mintea noastră, poate chiar aseară, poate chiar azi dimineață, cu câte lucruri nu l-am supărat pe Domnul. Și uitați ce spune Sfântul Pavel, în orice lucru să fim plăcuți Lui. Ne înfiorăm la aceste cuvinte. Ne înfiorăm cu toții. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Mulțumim Tatălui care v-a îngrădicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Credeți de ce ne-a îngrădicit Domnul pe cei ce ne-am hotărât pentru El, pentru cei ce am început o viață nouă cu El, la moștenirea Sfinților? Suflete scumpe și dragi care nu ați făcut pasul acesta și nu v-ați hotărât și nu v-ați născut din nou, vreți să pierdeți această moștenire a Sfinților, să ajungeți în Canaan, în Ierusalimul Ceresc, ce frumos va fi acolo, ne spun toți Sfinții și părinții noștri. Dar pentru asta se cere o schimbare. Trebuie ca în viața noastră să știm când aici am mers cumva, când aici, de aici altcumva. Tot ce spune aici Sfântul Pavel Colosenilor, nu spunea Colosenilor din tot orașul, ci creștinilor Coloseni. Ei au parte din moștenirea Sfinților. Și așa și nouă, nu spune la tot Clujul care parte din moștenirea Sfinților, la toată lumea, ci cei ce se hotărăsc și trăiesc o viață pentru Domnul. Oricât am vrea, nu se poate altcumva. Nu se poate. Aceste versete nu sunt pentru sufletele care nu s-au întâlnit cu Domnul. Dar pot fi o atracție. Nu mai lăsați, nu mai amânați nici o clipă. În versetul 13 continuă, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Vedeți ce har, ce har minunat! Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi, ca să ne cerceteze Duhul Domnului, că El este singurul care ne poate. Și dacă până astăzi n-am adus miros destul, să ne pună Domnul pe inimă, să mirosim, să aducem miros, chiar să deranjăm pe cei din jurul nostru. Chiar să-i deranjăm, fiindcă Domnul nu are nevoie de o altfel de tămâie. Va veni o vreme când vom fi aruncați și nu ne va mai scăpa nimeni. În fața Domnului nu mai contează vorba bună a cuiva. Știți, când mergem noi, ori să iei un serviciu, ori știți, mai este acest lucru cu recomandarea. Și vine cineva și spune o vorbă bună despre tine. În fața Domnului nu mai este așa. Acolo, cum ai trăit, cum te-ai hotărât tu pentru El, nu mai vine fratele și spune, dar părea un frate rugător, te era un frate care nu lipsea din adunare. Nu, frate, așa ți-a părut ție, dar eu știu în adâncul inimii cum era. Vedeți, în fața Domnului nu mai merge. Și nu știm niciunii dintre noi când va veni vremea să vedem cât miros am adus, cât miros am adus noi pe altarul Domnului. Și dacă ne-am hotărât și ne-am întâlnit cu adevărat cu El și nu a fost o înșelare și o amăgire în viața noastră. Vedeți, ce înfricoșătoare sunt aceste lucruri. Nu trebuie să trecem ușor. Nu trebuie să zâmbim, nu trebuie să râdem la aceste lucruri. Spune fratele Trean că va veni vremea când cei care au râs vor vedea de ce au râs. Cei care n-au crezut vor vedea ceea ce n-au crezut, că chiar există. Mulțumim Domnului din toată inima pentru acest sal și le rugăm să nu facă în viața fraților voastre și în viața mea, cum spunea un frate odată, că cel mai trist lucru la sfârșitul unei adunări este că se cam uită totul și se începe viața înapoi. Revenim la ale noastre. Am trăit în adunare stări înalte.
Am plâns, am lăcrimat. Au fost terminunate. Dar ține multe ore, poate, după adunare. Și revenim la viața noastră cotidiană. Și până duminica viitoare, la cei mai mulți, nu se mai întâmplă nimica. Poate la unii mai se redeschide și se mai începe din nou, care mai vin miercurea la rugăciune. Dar de multe ori nu. De aceasta, să vă rugați, să ne rugăm cu toții. Să ținem Duhul aprins, flacăra aprinsă, care o primiți astăzi în adunare. Duceți-o la casele frăților voastre. Și când ne vom întâlni din nou, să fim aprinși pentru Domnul. Să ne ajute la aceste lucruri Duhului Cel Sfânt pe fiecare dintre noi. Slăviți-o de Domnul!